Jurnalele RTT. Știri la fix. Zeci de persoane au ajuns astăzi în doar câteva ore la secția ortopedie a Spitalului Județean. Cele mai multe trotuare din oraș sunt înghețate bocnă, iar trecătorii fac eforturi mari să nu alunece. Polițiștii locale au început deja să-i avertizeze pe brașoveni să-și curățe spațiile din fața caselor ca să nu riște amenzi. De dimineață până la orele prânzului, secția de ortopedie a Spitalului Clinic de Urgență primise deja 20 de pacienți cu picioare rupte. Și medicii de pe ambulanță spun că numărul solicitărilor a crescut după ce s-a format gheața pe trotuare, care au devenit adevărate capcane, mai ales pentru vârstnici. În fiecare iarnă este un număr foarte mare de solicitări pentru fracturi entorse din cauza gheții. În general, persoanele vârstnice, recomandările noastre ar fi să aibă încălțăminte adecvată, ar fi ideal dacă trotuarele ar fi curățate. Obligația curățării trotuarului din fața caselor revine proprietarilor, iar din fața blocurilor asociației de proprietari. Le readucem aminte brașoveinilor, pentru că, iată, nu e o știre pentru nimeni, a venit iarna, să își curețe zăpada și gheața din fața imobilelor pentru a nu deveni chiar ei victime, eventual clienți ai serviciilor de ortopedie. Polițiștii locali pot aplica pentru cei care nu se conformează amenzi între 500 și 1000 de lei pentru persoanele fizice și între 1000 și 2000 de lei pentru cele juridice. Pensii mai mari pentru cei pensionați anticipat parțial între 2011 și iulie 2016. Persoanele îndreptățite nu primesc însă automat banii, ci trebuie să ceară în scris recalcularea pensiei. Aproximativ 2000 de brașoveni pot primi pensii mărite. Recalcularea se face exclusiv la cerere, astfel că persoanele care nu vor solicita vor rămâne cu pensia din prezent. Prevederile se aplică persoanelor care, până la data depunerii cererii, nu au îndeplinit condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă. Începând cu 23 noiembrie 2017, a intrat în vigoare legea 216/2017. Potrivit acestui act normativ, beneficiază de recalcularea pensiei persoanele al căror drept de pensie anticipată parțială s-a deschis în perioada 2011-2016. Recalcularea se face în baza unei cereri depuse de persoana respectivă, drepturile se acordă cu întâia lunii următoare. Practic, prin acest act normativ s-a corectat procentul de diminuare al pensiei anticipate parțiale. Spre exemplu, în situația persoanelor ale căror drepturi de pensie anticipată parțială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-16 iulie 2016, procentul de penalizare era de 0,75%. Acesta se înmulțea cu numărul de luni de anticipare și ajungea pentru cei 5 ani de penalizare anticipată la 45%. Acum, potrivit noului act normativ, procentul de penalizare este de 0,5% pentru fiecare lună de penalizare în situația în care s-a depășit stadiul complet de cotizare cu până la un an. Pentru depășirea stadiului complet de cotizare cu o perioadă cuprinsă între 7 și 8 ani, penalizarea este de 0,15%. Dacă pentru persoanele care s-au înscris la pensie în perioada 2011-2016, procentul maxim de penalizare era 45% din cuantumul pensiei. Potrivit legii 216, procentul de penalizare maxim este de 30% din pensie. Acești brașoveni vor primi în plus, dacă vor face acea cerere, o parte... Da, deci începând cu întâia lunii următoare depune cerere la casa de pensii, penalizarea va fi mult diminuată față de pensia aflată în plată. Din baza de date rezultă că aproximativ 2000 de persoane ar beneficia de această recalculare, s-au înregistrat deja la casa de pensii 687 de cereri. Pensia anticipată parțială poate fi solicitată cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Opțiunea este valabilă doar pentru persoanele care au realizat stadiul complet de cotizare și pentru cele care au depășit stadiul complet cu până la 8 ani. Perioada aglomerată pentru firmele de curățenie. Cei care vor să scape de grija curățeniei înainte de sărbători apelează la profesioniști. Le rămâne astfel timp să stea mai mult cu familia sau să caute cadouri de Crăciun. Pentru o casă curată de sărbători, tot mai mulți brașoveni apelează în această perioadă la firme de curățare a covoarelor. La această curățătorie de covoare, comenzile au crescut în ultima perioadă cu 50%. Suntem foarte aglomerați. În principiu, cam în ultima săptămână, nu cred că mai putem să mai luăm nici comenzi de acasă, nici oamenii care vin la noi la sediu. Cât munciți în perioada asta? În jur de 12 ore. Reușiți să faceți față? Nu prea. Este o cerere foarte mare tot anul sau de data aceasta de sărbători crește suplimentar numărul celor care apelează la dumneavoastră? Avem treabă și în timpul anului, dar îndeosebi în perioada sărbătorilor suntem foarte aglomerați.
Pentru ca la final clientul să primească un covor curat, pufos și parfumat, procesul presupune mai multe etape. În prima etapă covorul intră la bătător, se bate covorul, după aceea vine pe bandă, se șamponează în prima fază, după aceea se spală cu perile, după aceea vine covorul în spate, se clătește, da? O perie îi aranjează părul, îl roluiește și după aceea intră în centrifugă. De obicei, firmele specializate în astfel de servicii folosesc soluții biodegradabile, dar și aparatură profesională. Totul este calculat astfel încât covoarele să-și păstreze intacte culorile. După centrifugare, covorul intră în acest cuptor de uscare, care este un cuptor controlat, unde cuptorul va sta în jur de... covoarele vor sta în jur de 12 ore. Și de aici este uscat complet? Uscat complet, da. Păi ce mai urmează o etapă în care le aspirăm, le dăm cu parfum și le ridicăm la domiciliu. Brașovenii care își doresc de sărbători o casă curată ar trebui să se grăbească. Deja s-au făcut programări pentru următoarele zile, iar multe dintre firmele de curățat covoare nu mai primesc comenzi din cauza volumului mare de solicitări. Spitalul Județean Clinic de Urgență vrea să angajeze în această lună 16 asistenți medicali și o infirmieră. Posturile sunt pe perioadă determinată, în locul asistentelor aflate în concediu fără plată sau al celor în concediu pentru creșterea copilului. Înscrierile se fac până în 15 septembrie, iar concursul va avea loc în perioada 22-27 decembrie. La anteriorul concurs au fost ocupate 23 de posturi de asistenți după un examen unde concurența a fost foarte mare. Pentru aceste posturi sunt acceptate și persoane abia ieșite de pe băncile școlii. Este o problemă pentru că fluctuația este aici mai mare, deci sunt persoane care vin să angajează, nu se adaptează, găsesc alte oportunități și pleacă. Motiv pentru care în 2017, cam lunar, am organizat examen de ocuparea posturilor vacante. Uneori multe persoane nu au reușit să ajungă la standardul la care ne așteptam ca notă minimă 5. Proba scrisă va avea loc în 22 decembrie, iar interviul în 27 decembrie. Contestații pot fi depuse în 28 decembrie. Procesul cetățuii Brașovului continuă și anul viitor. Următorul termen pe rolul în altei curți de casație și justiție este programat abia pe 12 februarie, după ce deciziile instanțelor inferioare au fost atacate. La Înalta Curte de Casație și Justiție au depus recurs atât Primăria Brașov, care a contestat sentințele anterioare prin care cetățuia de pe dealul Straja trecea din proprietatea SC Aropalas în cea a statului român, cât și SC Aropalas și SIF Muntenia, care au solicitat anularea hotărârilor judecătorești emise până acum. Complexul Cetate a fost închis în anul 2014 și de atunci nimeni n-a mai efectuat nicio reparație. Starea monumentului istoric de importanță națională este atât de degradată încât în multe porțiuni se desprind bucăți întregi din zidurile de apărare năpădite de vegetație sălbatică. Zăpada căzută în ultimele zile a permis deschiderea părții inferioare a pârtiei Drumul Roșu. La stratul de neacăzută s-a adăugat zăpadă artificială, astfel încât Drumul Roșu este practicabil în întregime. Se schiază în continuare în condiții excelente în zona superioară a masivului Postăvarul, pe pârtile Canțel, Sulinar, deschisă până la lac cu intrare în Drumul Roșu, Lupului, deschisă până la stația inferioară a telescaunului Ruia. Stratul de zăpadă pe pârtii măsoară circa jumătate de metru. În această dimineață, temperatura a fost de plus 2 grade Celsius în masivul Postăvaru, după ce în timpul nopții mercurul a coborât până la minus 13 grade Celsius. Iubitorii sporturilor de iarnă pot afla de altfel date actualizate permanent referitoare la starea pârtilor pe portarul Primăriei Brașov. Meci contraindicat cardiacilor între Olimpia, CSU Brașov și Timișoara în ultima etapă a turului de campionat din Liga Națională de Basket Feminin. Partida a fost extrem de echilibrată din primul până în ultimul minut, cu avantajul trecând de o parte și de alta de nenumărate ori. După ce oaspetele au fost mai mult la conducere în primul sfert, acesta s-a încheiat cu avantaj pentru olimpice, scor 21-20. În sfertul secund, situația s-a inversat însă. Olimpia a trecut în avantaj după un minut, scor 38-36, după care timișorencele au înscris și ele 6 puncte. De aici, avantajul a trecut de o parte sau alta aproape la fiecare atac. La 60-58 pentru Olimpia în ultimul sfert, arbitrii au comis două greșeli consecutive care au dus formația vizitatoare în avantaj, scor 60-65.
O reușită a Bilianei Pesovice a adus egalarea, iar finalul a fost electrizant, mai ales că Darăt s-a accidentat, posibilă fractură la degete, și Olimpia rămânea fără pivot în condițiile în care Higgins avea 4 greșeli personale încă din debutul părții secunde. La scorul de 72-71 pentru gazde, timișorencele au avut atacul, au comis fault în atac, însă arbitrul a decis fault pentru oaspete. Acestea au ratat atacul, brașovencele au avut 2 aruncări libere, însă au transformat una singură. Timișoara a ratat din nou atacul, iar Olimpia a obținut alte 2 aruncări libere. În momentul în care Hanford a ratat prima aruncare, antrenorul Dan Calancea i-a cerut să o rateze și pe a doua, deoarece mai erau 2 secunde și în situația unei ratări, Timișoara nu putea cere time-out. S-a încheiat astfel 73-71 pentru Olimpia, care obține a doua victorie consecutivă și rămâne în lupta pentru un loc pe podium. A fost un meci nerecomandat cardiacilor. Spre bucuria noastră este o victorie extraordinar de meritată și extraordinar de muncită. Din păcate, ghinioanele se țin lanț în continuare de noi. Se pare că Porcia și-a rupt și-a degetul. Dar și în aceste condiții, fără Porcia pe sfertul 4 cu Cristina Higgins, 4 faule, Elia Hanford 3 faule, fetele s-au mobilizat exemplar, s-au apărat în primul rând foarte, foarte, foarte bine și au fost mult mai lucide pe finalul de joc, care până la urmă putea fi câștigat de orice echipă. Punctele brașovencelor au fost semnate de Pesovici 24, Darăt 18, Hanford 16, Higgins 7, Kazlauskaite 5 și Dumitrache 3. De la oaspete s-au remarcat Ardelean cu 18 puncte, Lloyd 17 și Conwright cu 16. Sâmbătă, în prima etapă a returului, Olimpia va primi vizita celor de la ICI Marad. Sezon extrem de dificil pentru hocheiștii brașoveni, care au mai bifat 2 înfrângeri pe teren propriu. Vineri, elevii lui Martin Lacroix au cedat în fața budapestanilor de la MAC după o partidă în care brașovenii nu au arătat ca o echipă care își dorește victoria. Sâmbătă, în ciuda faptului că au pierdut la un scor mult mai sever, Lupii au arătat mult mai bine. Brașovenii au fost cel puțin egal ca joc echipei din Mișcolț, însă și de această dată portarii au prins o zi de grație, în special goalkeeperul oaspeților, care a reușit să părăsească gheața fără să fie învins. Brașovenii și-au creat o sumedenie de ocazii, inclusiv cu poarta goală, însă pucul parcă nu a vrut să intre în poarta maghiarilor. În debutul ultimei reprize, un nou contraatac al celor de la Mișcolț s-a făcut ca scorul să arate 2-0 pentru urși. Pe final, antrenorul Martin Lacroix l-a scos pe Polț din poartă în speranța că brașovenii vor reduce din handicap și finalul de joc va fi unul încins. Cei care au înscris însă au fost maghiari în poarta goală și rezultatul final a fost 3-0 în favoarea celor de la Mișcolț. I think this is the grace this wins. A fost cea mai importantă victoria noastră din meciurile directe, pentru că a trebuit să muncim foarte mult timp de 60 de minute. Brașovul a făcut un meci extraordinar în seara aceasta și am fost norocoși în multe rânduri. Diferența a fost făcută de faptul că am avut un portar în zi mare și am avut încredere în fiecare moment. Cred că scorul de 3-0 este prea sever pentru ce s-a jucat, mai ales că ultimul gol a fost marcat în poarta goală. Am avut multe ocazii să înscriem, am dus pucul de multe ori în treime adversă și în fața porții, am avut multe șanse reale, nu doar atacuri. Va trebui să mergem înainte și să jucăm la fel, pentru că jucând astfel vor veni și victoriile. Lupii pleacă în această săptămână în Ungaria, unde vor disputa 2 partide, după care vor veni meciurile din Cupa României de la Galați. Ultima partidă din 2017 va fi pe gheața proprie, în 30 decembrie, cu Sport Club Miercurea Ciuc.